Întârzierile. O să fac asta mâine. De întârziat se poate întârzia nu doar la muncă, la întâlnirile de afaceri, la cele romantice sau la teatru. Un număr uriaș de întârzieri au loc fără ca oamenii să iasă măcar din casă, respectiv din birou. E vorba de munca nefăcută la timp, fie că este vorba de cămașa necălcată la timp soțului, fie că este vorba de un bilanț nepredat la timp. Nu este vorba aici de un total refuz al propriilor obligații. În cele din urmă, totul este făcut, dar mai târziu decât trebuie, nu la vremea stabilită cauzele întârzierilor de acest gen sunt aproximativ aceleași ca la nevenitul la timp. Și aici putem avea de a face, de pildă, cu dependența de adrenalină. Unora le place să-și gâdile nervii, trăgând de timp. În goana după senzații tari, omul poate, în mod inconștient, să amâne îndeplinirea unei sarcini importante, cu cât e mai importantă, cu atât mai bine, iar pe urmă să nu doarmă nopțile, să se streseze, să se teamă, să se teamă să sune și să spună că nu reușește să facă treaba la timp, să sune, totuși, în ultimul moment, cu inima cât un purice, să asculte mustrările și reproșurile și apoi să se indigneze cu nevasta la bucătărie sau cu prietenii la o halbă de bere de nedreptatea vieții adică să capete o furtună de emoții. Iar alții, amânând ceva, nădăjduiesc într-ascuns că descărcarea de adrenalină le va da puteri pentru efortul necesar. Astfel, studenții, așteptând noaptea dinaintea examenului, încep cu febrilitate să studieze conspectele de cursuri Așteptând ca în ultima clipă să le vină iluminarea și să priceapă în sfârșit ceea ce nu reușiseră să deslușească tot semestrul. Câteodată inspirația chiar vine, dar nu mai este timp pentru a înțelege și a memora bine totul. Ca întotdeauna, pentru pregătirea de examen nu ajunge o zi, numai o zi. Există și evenimente mai importante, unde e mai bine să nu tragem de timp ca să nu întârziem definitiv. De pildă, unele tinere amână nașterea unui copil ca să facă studii, să găsească un loc de muncă mai bun, să cumpere mașină, apartament, casă de vacanță, să trăiască pentru sine, să vadă lumea. Soții sunt de acord cu ele, sau pur și simplu nu insistă ca să nu strice relația. La un moment dat, se dovedește că trenul a plecat. La femeie, care de acum nu mai e prea tânără, au apărut probleme de sănătate și nu mai poate deveni mamă. Încep lacrimile și depresia umblatul pe la doctori, babe și vraci în căutarea miraculosului mijloc salvator. Desigur, se mai întâmplă și minuni, însă, din păcate, nu atât de des cum ar vrea oamenii. Și femeile fără copii, victime ale propriei încrederi în sine, o să apuc, mai am o grămadă de timp, eu mi-ating întotdeauna scopul, ori să am o să planific și o să decid totul singură, în viață totul o să fie după planul meu își dau seama prea târziu că nașterea unui copil e mult mai importantă și mai prețioasă decât toate ma mașinile, casele de vacanță, carierele și călătoriile luate împreună. Nu este cazul să dea vina pe rude și pe apropiați. Mi s-a băgat în cap că nu trebuie să te grăbești cu copiii. Responsabilitatea pentru luarea deciziei de a naște un copil este întotdeauna doar a soțului și a soției. Există cazuri de întârziere mai puțin tragice, dar care lasă de asemenea urme în suflet. Poți să nu apuci să mulțumești cuiva, ori să-ți mărturisești dragostea. Să nu apuci să-ți ceri iertare, ori să-ți iei rămas bun. Adeseori, oamenii au o atitudine prea neglijentă față de timpul vieții, și sunt câteodată absolut nepregătiți de faptul că viața se încheie, iar câteodată se curmă pe neașteptate. Mulți, mai ales cei tineri, care nu au trăit încă pierderi mari. Pot să nu sune cu săptămânile, să nu vină cu lunile, să nu-i viziteze în spital pe cei apropiați și cât amar le pare rău pe urmă pentru întârzierile lor, dar nu mai pot îndrepta nimic. Pe om nu-l mai aduce înapoi de pe lumea cealaltă. Ținând minte lucrul acesta, e important să ne grăbim, să ne vedem, să ne îmbrățișăm, să spunem mulțumesc, să ne cerem iertare, să ne mărturisim dragostea.